Nevinovați și abandonați. Sărăcia, probleme de sănătate mentală, abuzul de droguri sau alcoolul sunt riscurile, dar și principalele motive care lasă zeci de micuți din țara noastră fără grijă părintească. În lipsa unei rețele de sprijin, autoritățile încearcă să prevină instituționalizarea copiilor, proces care, spun ei, ia amploare în ultima perioadă. Acești doi micuți au rămas în grija tatălui Vitreg după moartea subită a celei care le-a dat viață. Au urmat câteva luni în care soarta copiilor era umbrită de neputința bărbatului de a-și asuma responsabilitățile de părinte din cauza unor probleme de sănătate. Așa că, din nefericire, cei doi copii au ajuns pentru o perioadă în grija statului. După zile de incertitudine, mătușa copiilor a decis să îi ia în grijă, oferindu-le speranță pentru o viață mai bună. Cât o suferit copiii ăștia doi care noi i-am dus la centrul de plasament. Eu n-am avut liniște în suflet, eu n-am avut nopți dormite normal. La o săptămână după ce am luat băieței, am fost și i-am pus la evidență aici în policlinica din Dânceni, am vorbit la grădiniță pentru băiețelul mai mare. Eu sunt cea mai împlinită sufletește că fratele și-o găsit liniștea. El atât de mult e atașat de copii. Se reintegrează la solicitarea unuia din membrii familiei. Noi am avut în localitate reintegrări în familie de succes. E mult mai greu, deoarece familia trebuie să fie monitorizată o perioadă de cel puțin 6 luni după reintegrare. Până la reintegrare, familia trebuie să demonstreze că are un venit stabil, că dispune de condiții de trai. Persoana din imagine a rugat să nu-i divulgăm numele, așa că îi vom spune Maria. Cel care i-a jurat iubire veșnică s-a dovedit a fi un tiran care a supus-o pe femeie la agresiune fizică și emoțională timp de 7 ani, chiar în fața celor 3 copii. Măcinată de gândul de a fugi de acasă într-o zi, ea și-a luat copiii și a plecat. Femeia a fost ajutată de organizația CCF Moldova, iar astăzi și-a găsit liniștea departe de cel care i-a frânt sufletul. De dragul la copii, ca să ai copii, tată și mamă. Și apoi m-am înțeles că mai bine numai cu mamă și în liniște decât cu tata și în violență la mine. Toți problemele erau în fața copiilor, copiii video scandalul, copiii video chiar bătăli, mi-au luat inima în ghenț, m-am dus, fie ce-o fi, mă duc. Cum am casa mea, e bine. Mă sunt încă mai siguranță. E cam greu, dar încet și ușor o să fie bine. Separarea oricărui copil de familie este o traumă peste care copilul trece foarte greu. La începutul anilor 2000 vorbeam de circa 67 de instituții rezidențiale. Probabil au mai rămas în jur de 10. Aproape 2000 de copii cu care am lucrat au fost copii care deja își trăiau copilăria între 4 pereți. Ceilalți copii au fost copii care se aflau într-un risc, practic pe marginea prăpastiei, dacă putem spune. Încă un pas și ar fi fost scoși din familie. Ministerul Protecției Sociale precizează că fenomenul abandonului în ultimii ani s-a diminuat, grație politicilor de susținere a familiilor care doresc să-și remedieze problemele cu care se confruntă pentru a le oferi copiilor un mediu decent. Ministerul Muncii și Protecției Sociale contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale de tip familial. Trebuie să lucrăm la identificarea familiilor și a părinților care au ajuns la etapa respectivă și care au abandonat copilul, astfel încât să verificăm toate circunstanțele și, după caz, să lucrăm la reintegrarea copilului respectiv. Potrivit datelor Ministerului Protecției Sociale, de la începutul anului au fost abandonați 7 copii și niciunul deocamdată nu a fost reintegrat în familia biologică. Pe lângă suferința și durerea pe care o suportă zilnic, copiii de la Institutul Oncologic în perioada pandemică au fost lipsiți de accesul la educație. Pentru a repara această situație, organizația neguvernamentală Viața fără Leucemie, beneficiind de un grant, a procurat pentru copiii bolnavi de cancer peste 20 de laptopuri, echipamente de protecție, dar și 9 braunostate. Totodată, pentru suport psihologic, a fost deschisă și o linie telefonică la care până în prezent au fost oferite 500 de consultații. Discutăm subiectul cu invitații noștri, președinta Asociației Viața fără Leucemie, Natalia Vâlcu. Doamnă Vâlcu, bună ziua! Bună ziua! Și managerul de proiect al proiectului Parteneriatul Estic, programul de solidaritate împotriva COVID-19, implementat de organizația People in Need Moldova, domnule Mihai Cotorobai, bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație! Până a proceda la discuții, vă propun să urmărim împreună un material realizat de colegii mei la această temă.
În perioada pandemică, intrarea în secția pediatrie, unde sunt tratați copii de cancer, a fost interzisă. Acces aveau doar medicii, iar cu profesorii și psihologii, micii pacienți și părinții lor contactau online. Ideea noastră era să le ușurăm copiilor comunicarea cu lumea de după ușile de spital, care erau total închise. Aceste laptopuri ele le utilizăm și astăzi, deci practic noi vorbim de 2 ani, din momentul când a fost procurat primul laptop. Mihaela Nicolaiciuc și băiețelul ei de 3 ani, diagnosticat cu leucemie, se află la Institutul Oncologic de jumătate de an. Femeia spune că datorită calculatorului, timpul trece mai rapid, iar micuțul încearcă să uite de durerile pe care le suportă zilnic. Când ajungi aici deodată este foarte greu, până realizezi unde te afli și desigur părinții ajung aici nepregătiți. Calculatoare tot sunt foarte utile, mai ales pentru copiii care sunt aici școlari. În cadrul Institutului Oncologic activează și Centrul Educațional pentru Copiii Bolnavi de Cancer. Brusc a fost interzis prezența fizică a profesorilor Centrului Educațional și evident nu știam cum vom activa. Aceste laptopuri ne-au ajutat foarte mult, că am putut să activăm și să ajutăm copiii să continuă studiile online. Scopurile noastre sunt comune, ca să ajutăm acești copii, noi cu partea medicală, dumneavoastră cu partea socială, suportul mămicilor, suportul în școală. Parteneriatul ESTIC, programul de solidaritate împotriva COVID-19, a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația People in Need Moldova. Prin acest proiect am vrut să răspundem la noile provocări impuse de pandemie de COVID-19. Am contribuit cu echipamente IT, adică laptopuri, stickere, căști. Anual, la Institutul Oncologic sunt tratați peste 120 de copii bolnavi de leucemie, inclusiv din regiunea transnistreană. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Cotorobai. Am dorit să ne relatați pe scurt ce reprezintă organizația People in Need și de când e prezentă la noi în țară și care sunt principalele domenii de activitate. Deci, organizația People in Need este o organizație internațională de ajutor umanitar și dezvoltare. A fost creată în 1992 în Republica Cehă de un grup de jurnaliști de război, dar între timp a crescut la scară internațională, este una dintre cele mai mari organizații din Europa Centrală și este prezentă în peste 30 de țări pe tot globul pământesc, având misiune și la noi în țară. Dacă vorbim concret despre ramura organizației prezentă în Republica Moldova, aceasta are 3 domenii cele mai importante de activitate. Vorbim despre servicii sociale și protecție socială, despre guvernanță, bună guvernare și despre trai și mediu sustenabil. Acum, mai recent, cu conflictul din Ucraina, ne-am extins activitatea aici în Republica Moldova pentru că am avut un influx mare de refugiați. Avem cumva acum și ramura aceasta umanitară prin care oferim sprijin anume refugiaților ucraineni. Dacă e să ne referim la acest proiect, Parteneriatul Estic, programul de solidaritate împotriva COVID-19, când a fost lansat și care sunt obiectivele? Deci, prin proiectul DAT ne-am străduit să ajungem la cele mai vulnerabile persoane din țara noastră ca să le ajutăm să treacă peste greutățile venite odată cu pandemia de COVID-19. Dacă vă amintiți, prin anul 2020, în martie, pandemia deja era la o scară foarte largă, iar proiectul acesta deja din iulie era în plină implementare. Și vorbim de un suport destul de extensiv din partea Uniunii Europene, 4 milioane de euro, anume pentru parteneriatul Estic, fără de care, după cum am văzut anterior la știri, că a spus președinta Comisiei Europene, familia europeană nu este întreagă. Păi din parteneriatul Estic, făcând parte și Republica Moldova, a beneficiat de acest suport. Concret, în Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene, am reușit să distribuim granturi în valoare de peste 300.000 de euro la 15 ONG-uri, atât din sudul, cât din nordul, din centrul și chiar și de pe celălalt mal al Nistrului. Și dacă ne referim anume la cine au fost beneficiarii proiectelor, aici vorbim de persoane vulnerabile,
tineri solitari, persoane cu dizabilități, dar până și la antreprenori care au intrat în impas din cauza pandemiei și restricțiilor impuse de pandemie. Doamnă Vâlcu, același lucru vreau să vă rog și pe dumneavoastră. Pentru început aș vrea să vorbiți în termeni scurți despre organizația pe care o reprezentați. Asociația Obștească Viață Fără Leucemie este o organizație de părinți care noi am avut copii bolnavi de cancer, noi cunoaștem provocările cu care se confruntă un părinte care se tratează, a cărui copil se tratează în secția de oncologie pediatrică a Institutului Oncologic. Respectiv, aceste cunoștințe care noi le-am obținut fără ca să vrem, dar de fapt sunt niște cunoștințe, este o experiență, ne permite să identificăm și să prevenim poate unele dificultăți pentru părinții cu care se confruntă ei acolo. Deci asta ne abilitează pe noi să activăm ca un ONG și, nu știu, suntem unica organizație care ajutăm copiii aflați la tratament la Institutul Oncologic din Moldova. Cum vi s-a părut colaborarea cu organizația People in Need și ce v-a făcut să participați la concursul de granturi oferit în cadrul acestui proiect? Vorbim despre anul 2020, un an pandemic, care pentru multe ONG-uri a reprezentat un an dificil, deoarece sursele noastre de colectare de fonduri, pentru că până la urmă asta este sursa din care noi reușim să realizăm activitățile noastre. Deci cam au fost restricționate orice evenimente, orice modalități prin care am fi putut să colectăm aceste mijloace, dar a fost participarea noastră în acest proiect a fost de bun augur, să zic eu, pentru că pe lângă faptul că noi am reușit rezultatele frumoase despre care ați vorbit în reportaj, care le-am prezentat ieri pentru televiziune, noi am reușit să ne consolidăm ca și organizații în care au încredere atât donatorii internaționali, cât și oamenii aici de pe loc. Deci noi am primit cumva și o vizibilitate mai bună, dar și o transparență la ceea ce facem noi. Pentru că noi cu toții știm, accesul în Institutul Oncologic este restricționat. Puțină lume știe ce se face acolo, cum se așa realizează este lucruri. Dar noi, prin ceea ce facem noi și prin ceea ce reușim să facem public, reușim să le povestim tuturor. Că, de fapt, da, aflarea acolo este dificilă, dar noi, prin ceea ce facem noi, cu suportul donatorilor internaționali, dar și a donatorilor care avem de pe loc, reușim să rezolvăm unii chestii. Domnule Cotorobai, care au fost principalele domenii de intervenție din cadrul proiectului dat și v-aș ruga să vă referiți și la beneficiarii direcți ai acestuia. Cine au fost sau cine sunt aceștia? Cum au fost selectați? Deci, principalele domenii de intervenție ale proiectului au fost domeniul social și domeniul economic. Nu noi am ales domeniile, a fost cumva în funcție de cererea organizațiilor non-guvernamentale care operează la nivel local, care sunt în contact strâns cu beneficiarii și care știu care sunt necesitățile lor reale și adevărate. Și atunci am intervenit în domeniul social, dar mai multe subramuri ale domeniului social, da? Am lucrat atât la Nord, spre exemplu, la Nord am distribuit prânzuri calde pentru bătrâni solitari, da? Pentru unele dintre persoanele acestea era unica masă care o luau în timpul zilei, asta oferită prin suportul proiectului dat. Sau alții din ieri poate nu au mâncat un prânz cald timp de un an. Adică vorbim despre grupuri extrem de vulnerabile. Am susținut organizații care luptă pentru drepturile copiilor care au fost abuzați în familie, spre exemplu. Bine, deja în cazul Asociației Viață Fără Leucemie, chiar denumirea organizației vorbește de la sine. În Sud am cooperat cu organizații care au ajutat persoanele cu dizabilități de vedere. Acum lucrăm la stabilirea unui nou serviciu social în Căușeni, spre exemplu, pentru un taxi social pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Asta e ceea ce ține de domeniul social. În Transnistria am lucrat de asemenea, am reușit în Râbnița, în Tiraspol, să creăm grupuri mobile cu doctori, cu profesioniști care se umble la copiii care au dizabilități mentale și să le ofere suportul acesta de învățare, atât de necesar, care din păcate în partea cealaltă este mult mai restrâns decât la noi în țară.
În domeniul economic, dacă să ne referim, bineînțeles că în pandemie mulți antreprenori care deja activau sau care se gândeau să-și lanseze un business de câțiva ani și iată a intervenit pandemia și au fost puși în impas, ne-am străduit să-i susținem cu diferite masterclass-uri online. Am cooperat cu organizația DreamApps în acest sens. Cum să-ți promovezi produsul online, cum să-ți deschizi o afacere în mediul online, cum să cumperi, să vinzi pe internet. Adică chestii foarte, foarte concrete în dependență de necesitățile persoanelor vulnerabile sau persoanelor care s-au aflat în impas din cauza pandemiei. Dacă e să revenim la proiectul dat, ce activități v-au impresionat mai mult și de ce pe marginea proiectului? Bine, sincer, mi-e foarte greu să mă gândesc la care anume m-a impresionat cel mai mult. După cum menționam, am cooperat cu 15 ONG-uri din Republica Moldova, printre care și Viața Fără Leucemie, în frunte cu doamna Natalia. Bine, evident, Viața Fără Leucemie este o perlă a proiectului, dacă putem așa să-i spunem. Și da, parcursul organizației vi l-a spus și doamna Natalia mai înainte, dar dacă să iau toate cooperările care le-am avut au fost extrem de frumoase, extrem de utile. Dacă vorbim despre nordul țării, în Bălți am cooperat cu clinica juridică, adică am oferit consiliere juridică persoanelor în deficiență, mai ales că știm la noi în Republica Moldova, se mai profită de persoanele acestea, persoane vulnerabile, persoane bătrâne, se încearcă diferite scamatorii. Păi iată, am reușit să le oferim asistență juridică acestor persoane. Diverse tipuri. Și iarăși, da, o să mă refer din nou, chiar dacă o să mai repet, una dintre cooperările care mi s-a părut cea mai utilă, mai ales pentru beneficiarii finale, a fost intervenția de malul celălalt al Nistrului. Am cooperat cu o organizație în care am ajutat să fie sprijinul acesta pentru copiii cu deficiențe mentale, care din punctul meu de vedere a fost unul dintre cele mai utile. Doamne Vâlcu, cât de utilă vi s-a părut această cooperare între organizația noastră și People in Need Moldova și cum se răsfrânge o asemenea colaborare asupra situației de la noi din țară și cât de folositoare sunt asemenea cooperări? Nu este că doar folositoare, ea este vitală. Așa cum ziceam, laptopurile care noi le-am procurat în anul 2020, noi toate le folosim până în prezent. Vreau doar să menționez că aceste laptopuri noi nu le dăm copiilor acasă, deci ei le folosesc pe perioada cât stau internați în spital și la moment ne confruntăm cu cealaltă parte a problemei, sunt prea puține. Deci, așa cum noi în secție sunt internați cam în jur de 30-35 de copii și noi având doar 23 de laptopuri, evident că stau la coadă și întotdeauna ne întreabă, nu s-a mai eliberat ceva, pentru că, într-adevăr, pentru ei copiii nu doar învață. Deci, mai este și cealaltă parte a zilei, când ei au timpul liber, dar în spital timpul liber, vă dați seama, el este foarte mult și nu știi ce să faci cu el. Și atunci, având acest laptop al ei se joacă, ei comunică cu cei care sunt acasă, ei fac diferite activități, fac și masterclass-uri, deci el este un prieten foarte fidel de care cu greu se despărțesc. Dar de cooperarea care am avut-o cu People in Need, vreau să zic doar că a fost o bază foarte bună, foarte solidă și asta ne crește și în ochii Institutului Oncologic și pe această cale aduc mulțumiri profund de administrația Institutului, care are și ea multă încredere în ceea ce facem. Vă mulțumim mult pentru acest dialog și vă mai așteptăm la noi cu altă proximă ocazie. Cu mult drag. Vă mulțumim dumneavoastră pentru invitație.